Bună seara, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Din nou suntem împreună. Bine venit, Eliza. Te pup. Te batem bamba să avem succes. Și știți ce facem? Zicem o rugăciune. Doamne, ajută-ne să facem o lecție frumoasă. Eu așa fac în gândul meu. Când Bunul Dumnezeu ne ajută să facem o lecție frumoasă. E foarte important asta. Totdeauna. Bun. Pornim la treabă. Și iată, dragilor, deci clasa a doua, nu? Aici e. A doua. Aici. Așa, aici. E bine. Și aici e pe 5, nu? Nu e bine 5. 8. 8, 8, sigur că da. Așa. Uite ce îți propun noi. Tot așa ca și datele, că de obicei pe nu știu că este ușurele, nu știu ce, și o să vedem cum procedăm așa. Și la tab și la tablă. Și neapărat. Și aici ne suntem. Știi cum? O să ajungem să stăm amândoi la tablă de vorbă. Da. M-aș bucura foarte tare să discutăm așa. Ca doi prieteni. Cum, de fapt, ne-am și propus. Dar poți trec la prima. De la prima. Dar nu mai se formineze greșițe și nu mai te discuta. Da? Uite, să spun, 100 minus 79 este egal cu, ca să facem scăderea asta, 100 minus 79. Dacă vrei cu drag, te rog frumos. Nu, 0 minus 9 nu se poate, dar împrumutăm o 10 de aici, de la 10. De la 10. Și nu găsim, ne ducem la 100. Foarte tare! Adică stați să vă spun. Deci, mai întâi punem punctul la 0, apoi îl punem la 1. Așa este, așa. Și apoi invers, 1. Așa. Și punem la 1, că luăm pe 1 ăsta, da? Da. Și îl ducem aici. Așa. Și atunci? Și vă spun. 10 minus 9, 1. Așa, aici. 0 cu punct este 9, 9 minus 7, 2. 2. Și 0 minus 0... Nu mai e nimic, 21 face, da? 21, da. Mă, dar de ce punctul ăsta s-a făcut? Aici, Eliza, n-am preceput. De ce punctul ăla s-a făcut 9? Dar că am împrumutat o 10. Foarte tare! Foarte tare! Ce frumos mi-ai răspuns! Tu spui așa! Dacă am împrumutat... Să mă spui, da! Asta nu trebuie bine! Dacă este 100 minus, să zicem, minus 89 sau 82, da. 0 minus 2 nu se poate și împrumutăm o 10 și nu găsim, pentru că este 0. Da. Și la 0 nu găsim și ne ducem la 1. Ne ducem la 100. Și dacă este 0, înseamnă că este 10. Și spunem 10 minus 2, 8. Da. Și la 10 este 9. 90, da? 90. Și știi de ce? Hai să-ți explic acum. Să vezi cum știi. E chiar ca să înțelegem foarte bine. Și prietenii noștri să înțeleagă. Uite, 100 se scrie ca fiind egal cu 90 plus 10. 100 înseamnă 90 plus 10. Și de aceea când ai bătut cioc-cioc aici și a spus, n-am nimic. Și te-ai dus la sute, de fapt tu ai luat 100, pe care ai scris-o ca fiind 90. 90 și plus 10. De-aia aici că ai tu pe 10. Că e 10 asta. Da. Și de-aia zici 10 minus 9 și face 1. Alo? Bună ziua! V-am ascultat pe YouTube cu multă plăcere. Da? Și acum, de unde sunteți? Din Arad. Din Arad. Și... De unde sunteți? Din Bacău. Și la ce clasă? Da. La ce clasă ați urmărit lecția? Păi la clasa 6-a, că am băiețele în clasa 6-a și... Da. Am înțeles. Păi uitați, dacă vreți să mai vedeți și mai aveți prieteni, la clasa a doua suntem în direct acum și facem o lecție în direct. Da? Deci suntem, eu vorbesc din timpul lecției acum și de aceea, dacă mai găsiți pe câte cineva, anunțați că la Prof Online pot intra prieteni, dacă mai aveți cunoștințe care au copii în clasa a doua, ne pot vedea în direct acum. Eu am o fetiță aici și face, da, la clasa a doua suntem.
Nu în Bacău. Deci în Bodoșa nu ați locuit? N-am locuit, nu, nu. Mă bucur mult. Mă bucur mult să fie așa. Așa și la fizic și la stil de predare. Eu nu l-am mai văzut de mult ani, mă întoară, nu e dânsul. Nu, nu este dânsul. Da, nu este dânsul, dar aveți o stil extraordinar de predare. Mulțumesc frumos. O gândire așa, în profundime. Mulțumesc mult de tot. O să mă iertați, acum suntem în direct și continuă lecția, da? Cu drag. Bine, mulțumesc mult. La revedere! Așa. Bun, prieteni ne-am născut. Deci, hai să ne întoarcem, Elisa, că noi ne-am împotmorit aici. Să ne scoatem în mână. Deci, fii atentă. Suta asta o scriem ca 90 plus 10. Da. Și 90, de aceea în locul punctului ăsta la 10 este 9. De aceea este 9, cum ai spus tu, 9 aici. Da. Și de aceea în locul la unității 10 asta. 10 asta este la unități. Și asta e fantastic. De ce merge așa frumos? Din 10 scădem pe 9 și face 1, din 9 scădem pe 7 și face 2, și tu ai spus perfect. Dar am vrut să prietenii noștri să înțeleagă foarte bine chestia asta. Da. Minunată este matematica, frumoasă este. Deci, iată că 100 minus 79 fac egal cu 21. Dar dacă ți-aș da eu așa, să spunem, 2000, wow. 2000 minus, ne permite să mergem și mai sus un pic, da? Nu avem problemă de asta. Sigur că da. Sigur. Uite așa. Minus 798. Este nu egal. Bună ziua. Ia să văd. Te rog. Deci, acum împrumutăm de la zeroul ăsta și împrumutăm și de la 2. Deci nu găsim și nu știu la 2. Deci nu găsim la 0, deci 0 minus... De la unități nu găsim. Nu găsim nici la 10, nici la sute. Nici la unități, nici la 10, nici la sute. Suntem în panică. Da. Da. La... Mii. La mii găsim. Perfect. Și te rog. Și ajungi tu. Atunci luăm de aici un 1, pleacă un 1. Adică 1000, de fapt. Când zice pleacă 1, pleacă 1000. Și mia aceea, o scriem ca fiind 900, 90, da? Deci 990, plus o 10. Deci mia asta, care a luat 1 de aici la mie, așa înseamnă. Și o scriem fiind 990 plus 10. E bine? E bine. 990 plus 10. Și iată aici, de aceea este la cifra sutelor, cât este la cifra sutelor, pe cartul 1, înseamnă 9. Iată la 10, 9. Și iată la unități, 10. Și spune, 10 minus 8, 2. Perfect. 9 minus 9, 0. Perfect. Iar 9 minus 7, 2. 2. Iar 2 cu 0... Și aici cât este? La mii? Au fost 2000. Și noi luăm la una. Cred că este una. La una. 1000, da? 1000. Sigur că da, dacă au fost 2... Da. A fost 2... A rămas una. Perfect. Și răspunsul corect este 1202. 2. 1202. Excelent. Bravo. Da, și ai explicat așa de bine încât eu sunt încântat. Zice, m-am încălzit. Gândesc, matematica te încălzește. Așa că, iată, dau mai multe. Dar să ai grijă să nu cumva să răcești, da? Da, dacă nu, că dacă nu dacă tu simți că, dacă simți că e răcoare, îndată te ieși în brace. Așa, dar, dragilor, așa este, cum vă spuneam. Uite, oarecum am găsit noi, când avem așa descăzutul, minus scăzătorul, egal cu rezultatul, nu? Rezultatul. Asta este la scădere. Descăzutul minus scăzătorul.
Da, facem și eu așa. Scriem, da? Chestia asta. Și, și minus și cu plus, nu. Bun. Întrebarea mea, cum găsim noi pe descăzut din relația asta? Deci cum se află descăzutul? Prin operația de adunare. Păi uite, adunare, așa. Da. Sigur că da. În cazul nostru, cum mă sunt pe 2000? 2000 este 1202 și cu 798. Deci 2000 este egal cu 1202, adică e vorba de rezultat, plus scăzătorul 798. Și este adevărat. Uite că dacă 2000, da? 2000, eu am scris 200, aureu, să nu mă las să scriu greșeli de asta. Am pus numai 20 la 200. 2000, nu? 2000 egal cu 1202 plus 798. Spuneam că suntem amândoi atenți ca să nu-ți trecori o greșeală pe tablă. Că știi ce se întâmplă? Am pățit-o așa rușinea asta. O sunat din teren, o sunat, adică din țară, o sunat care ne urmărește și a spus, nu-i bine ce ați făcut acolo. Da? Da. Oamenii sunt foarte atenți și ne urmărește și atunci ne corectează. Dar noi sperăm să nu greșim nicio clipă. Da, și eu sper. Așa. Deci 2000 egal cu 1202 plus 798. Așadar, dragilor, asta ar fi proba, să zicem așa. Și acum să te întreb, să facem o legășiție. Din cât să scad, uite, pun o căsuță goală. Scrie, te rog să termin și tu. Ești foarte riguroasă. Deci, din cât să scădem noi pe 315, ca să-mi dea 875. Din cât să scădem noi? Deci, din cât, punem căsuță, ală, din cine să scădem pe 315 și să-mi dea 875. Din cine să scădem noi pe 315? Poate dacă facem 875 plus 315, aflăm că este. Așa este. Sigur că da. Deci asta era povestea. Și poți să scriu adunarea aici? Sigur că da. Deci căsuța asta, sau descăzutul acum, descăzutul, este egal. Este egal cu 875. Da. Plus 315. Excelent, excelent. Descăzut. Da. O să-l corect. Asta îl înțelegem noi. Că e de U, scrie de tine. D e egal cu? Așa. D este egal cu 5 plus 5, 10. Bun. Și U, împrumutăține. Bun. Acum că am împrumutat de la 7. N-am împrumutat. Dacă l-am. I-am mai adăugat la 7-1. L-am adăugat la 7-1, este 8. Pentru că 7 plus 1, 8. Așa. Și spunem 8 plus 1, 9. Așa. Și acum 8 plus 3. Oh, 11. Sigur că da. 11. Încă 1? Deci sigur că dacă 11 o dat, ce să facem? Și deci cât o dat rezultatul? Citim? 1190. 1190. Și acum, asta este. Deci descăzut. Scrie-mă adevărat. Scrie-mă adevărat. 1190. Scriu adevărat? Sigur, sigur. Nu, nu, nu. Scriem 1190, adică locuim căsuța asta cu 1190, descăzutul, nu? Ca să locuim, să scriem o toată operația. 1190 minus 315. Da. Este egal cu 875. Ia fă calculul să dacă e adevărat. Nu știu, eu nu știu. Mă verificăm. Ia fă tu calculul. 0 minus 5 nu se poate. Împrumutăm o 10. Bun. 10 minus 5. 5. Corect.
Dacă am împrumutat o 10, spunem 8 minus 1, 7. Da. Unul minus 3 nu se poate. Și împrumutăm o 10 de la 1 de aici. Sigur că da. 10 minus 3? 7. 7 și 1 și cu 1 e... 7 și cu 1, 8. 8, asta. Păi scăză din 10 aceea pe 3. Pe 3 și-o da 7, dar aia e și 1 în plus aici, la sute. Și atât că corect este. 875. Am verificat acum, suntem siguri, ne certăm cu oricine. Rezultatul este corect. Să știți că am aflat foarte bine. Nu în cap de discuții. Le spunem ca să-i liniștim pe prietenii noștri, să nu cumva să zică că avem o greșeală. Așa este. Deci, iată ce interesant. Din cât să scădem noi pe 315, sunt de asta. Și tu ai spus foarte bine. E vorba de operația de adunare. Adică este rezultatul scăderii plus căzătorul îmi dă descăzutul, nu? E proba la scădere. Bun. Și acum, ia să vedem noi o șmecherie tare de tot. Acum. Să vezi tu ce frumoasă chestie facem noi. Zicem așa. Uite, Elisa. Da. Să facem operația asta. 29 minus 43 plus 25 minus 79 plus cât? Plus. Încă ceva. Plus încă ceva, habar n-am cât. Eu aș pune așa cu pic scâgel că să pun. Păi tu pun? Pun tu ce vrei tu. Gel, cum ai spus tu, foarte bine. Minus 27 minus 39 plus 28 este egal cu 101. Egal cu 101. Hai ca să e chiar dificil. Tu ai vreo idee? Hai să vedem încep. Noi trebuie să îndrăznim. Asta e important. Să vedem ce idee ne vine. Dacă avem plus aici. Da. Și avem plus aici. Da. Și aici. Da. Atunci, ce cu plus îi punem în față și ce cu minus în spate? Asta era. Excelent. Că am făcut, adică, cum, pune într-o tabără pe cei cu plus și în tabără celălalt cu minus, datorie, da? Da, cum ar fi niște să zicem, două tabere, da? Două tabere. Așa. Și toți cei cu plus se separăm într-o parte. Da, și toți cu plus în stânga și cei cu minus în dreapta. Asta era, te rog. Deci, 29, lăsăm, că e cu plus el, da, e la început aici și e cu plus, să înțelegi. Rămâne aici în partea asta, prin plan, da? Adică... Da. Te rog să scrii cu 29. 29. Așa. Plus. Tu urmă ești, tu conduci trecția. Plus 25. Corect, hai. Să scrii un pic mai mare, ca să fie vizibil toată lumea. 25. Bine? Da. Acum punem plus căsuța. Căsuță. Da, când vrei poți să lași căsuța la sfârșit. Plus 28, parcă da, plus 28. Hai să zicem așa. Așa. Și plus căsuța. Plus căsuța, da. Da. Toți cu plus. Și căsuța, ce e necunoscută, da. Și. Acum. Punem cei cu minus
Urmează toți, pe toți îi puneți, de la început. Minus 43. Minus 43. Da. Minus, și mai la 79. Corect. Minus 27, nu am spus, nu? Minus 27. Da. 30 și ceva? Nu, minus 39. 39. Egal cu 101. 100. Bun, excelent. Acum. Acum, cum putem să aflăm noi căsuța? Asta e problema. Cred că... Eu așa aș zice. Sigur, trebuie să facem prima, deci, prima operație. Adică adunăm pe ăștia așa, până la căsuțe, da? Deci mai întâi punem pe ăștia. Așa. 29 plus 25. Și apoi începem așa. Bun. Și după aia aflăm căsuța. Aici, acolo trebuie să ajungem. Dar căsuța lăsăm la sfârșit, că n-avem altă soluție. Da. Asta face. Te rog. Așa. 9 plus 5, 12. 9 plus 5, atenție un pic. 14. 14 4 scriu. Da. Și o rețin. Așa. 3 plus 2, 5. 5 4 plus 28 plus 20. Căsuță. Minus 40. Aici, nu, cumva, hai să-i adunăm pe ăștia. Ca să vedem tabăra asta cât de mare. Să-i facem așa, așa, așa. Așa, așa, și la sfârșit. Ca să vedem cât de puternic sunt ăștia cu datoria toată. Să vedem cât de datorii. Câte doi, nu? Așa facem. Am făcut. Bun. Acum, hai să vedem așa. 43 minus 79. Nu, adunat cu 79, că sunt la fel. Aștia vor fi tabla lea. Cea care, nu? Datoria. Adică adun? Acum îi adunăm. Îi adunăm ca să vedem cât de mari sunt. 43 plus 79. Da. 3 plus 9, 12 și 1 rețin. Scrie, 12 și 1 rețin. Mai pun și unul? Sau? Păi dacă le reținut, acolo ți-l pui tu, cum știi tu. 1, 5 minus, pardon, 5 plus 7, tot 12, deci este 112. Perfect. 122, pardon. 122. Acum ne ducem la 2 și îi facem și pe ăștia, dar tot minus, că tot 3 sunt. Da, tot 3. Tot acei datorii mari. Minus. 27. Ce e bun și ce e răi, hai să zicem așa. Ce e bun și ce e răi. Bun, corect. Și zicem 27 plus 39, 7 plus 9, 16, 7 scriu, 1 rețin, 3 plus 3, 6, 66. Corect, egal cu... Egal cu 101. Bun, excelent. Bun. Hai să-i facem și pe ăștia. Sigur că da, facem aceeași chestii. Că tot strângem treaba acolo, da, corect. Punem un egal? Da. Da. Nu e egal, le luăm din ochi. Egalul e unul singur aici. Da. Da. Așa, poate. 54 plus 28. 4 plus 8. 12. Da. Și unul rețin. 6 plus 2, 8. Corect. 82 plus căsuța. Plus căsuța. Da. Minus. Acum facem cu minus. Sigur că da. Răi, să vedem cât de mult sunt la un loc acolo. Nu se poate. Împrumutăm orice. 12 minus 6. Dar atenție, nu? Că sunt răi, trebuie să-i vedem la un loc. Îi adunăm cum am adunat aici, îi adunăm și acum. Ah, ok. Dar aceia care sunt răi, că să vedem cât de mult sunt. Da? Unii 6. Sunt aici, cei răi sunt de partea aceea. Da. 2 plus 6, 8. 2 cu 6, 8. Și 1. 188. Da. 188 egal cu 100... 108. Cu un pic 0. Bun. Cum să aflăm noi acum căsuța? Totuși trebuie să nu vrei de... Ne uităm aici. Ne-am apropiat foarte mult de varianta asta. Nu știu cum...
Trebuie să ne vină o idee. Știi că întotdeauna când avem momente de astea așa dificile, zicem, Doamne, dă-mi o idee, că acum dacă vine o idee bună, deșteaptă, mi-a făcut problema. Și eu mă gândesc să aduc la forma aceea așa. Atunci zic că asta este o căsuță mare. Da. E o căsuță cam... Așa, mai mare. Am o conțin și pe asta mică și pe asta, da? Și atunci, zic, căsuța asta mare, minus 188, este egal cu 101. De aici rezultă. Ai putea să afli căsuța mare? Cred că aș face 101 plus 188. Asta era. Deci căsuța mare. Deci rezultă că căsuța mare este egal. Este egal cu... 188. Fac 188 plus 101 sau invers? Dar are vreo importanță? Da. N-are. Așa. Deci căsuța mare este egal cu 188. Da. Plus... 101. Și este egal 8 plus 1, 8. Da. 8 plus 1? Asta e. Oh, 9. 9. Dacă trebuie să cred că pot să vă spun direct. O aș fi și mai tare? 289. Corect. 289. Și tot aude. Deci căsuța mare. Căsuța mare este 289. Hai să scriem. Căsuța mare. Când de sunt, căsuța mare, căsuța... Desenează-o. Încă dacă o căsuță așa, da. Mare. Da. Este egal cu? Este egal cu 289. Da, da, cine era căsuța mare? Cine era căsuța mare? Din cine era compusă? 82 plus căsuța mică. Acum scrie de sunt. 82 plus căsuța mică. Este egal cu 200. Da, este egal cu 289. Și atunci căsuța mică cu cine va fi egală? Rezultă, căsuța mică va fi egală cu cine? Căsuța mică egală cu 289. Nu, 289 exact. 289 plus... Atenție! Minus 82. Minus 82! Așa că căsuța mică îi se adaugă ceva de până la rezultă că căsuța mică este egal 289. Așa, 289. 289. Da. Minus... Minus 82. Nu plus. Că doar n-a fost căzută. Da. Nu, ai zis bine, ai zis bine. Dar dacă ai fost minus, atunci aș fi spus acolo cu plus. Deci, 282 minus 82. Minus 82. Și este egal cu, să vedem cât este, ca rezultat. Cu 200... Așa. Cu 207. Egal cu 207. 207. Formidabil. Vreți să vă spun și cum am făcut? Spune-ne. Aștept. 9 minus 2, 7. Da? Deci, 9 minus 2, 7. Da. 8 minus 8, 0. Da, da. Și 2 minus 0, 2. 2. Da, iată, acesta este rezultatul. 207. Mai ce mi-a plăcut aici. Vă rog să scriu că... Da? Da, vrei să scrii el. Dar știi ce îți propun? Hai să le scrii când după ce vezi tu acasă filmulețul. Bine. Că noi suntem acum în direct și tu îți face acasă ieșițiul ăsta în liniște, da? Da. Sau, la următorul ieșițiul tu scrii pe caietel și pe mine mă dirigezi. Nu mai ești tu la tablă, scriu eu. Că știi ce se întâmplă acum? Tu scrii un pic mai mare, mai mic și eu trebuie să fac pentru film, ca să vadă toți prietenii noștri, trebuie să fie cât se poate. Mai mare. Mai mare, da, da, da. Tu ai înțeles, da. Următorul ieșițiul. Dar hai să le povestim prietenilor noștri și vino aici. Să-i spunem ce chestie foarte frumoasă, cu ce ne ținem, cu ce ne-am ales noi la ieșițiul ăsta. Deci am avut un exercițiu foarte dificil, hai să descriu. Foarte dificil am avut, un exercițiu de mai sus. Așa,
cu adunări și scădere, da, și ca să fie treaba cât se poate de dificil, a fost și o căsuță strecurată. O căsuță strecurată. Dar noroc că am aflat-o. Am aflat-o. Am aflat-o. Dar și ăsta a fost obiectivul. Dar care a fost ideea cea mai deșteaptă aici ca să putem reuși să facem treaba asta? Dacă aici este plus, aici plus și aici plus, cei cu plus îi punem la început, iar cei cu minus la sfârșit. Corect. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să înțelegem așa, că numele sunt de două categorii. Da. Unele sunt cu minus și altele cu plus. Altele cu plus. Sau putem spune, unele mai bune, altele mai rele. Așa. Și cu asta, îi spun, cele bune în prim plan. Cele bune în prim plan, în prim plan. Prim plan. Și cele rele în planul 2. Planul 2. Sau la început, ne-am pune la și la început, lasă și cele bun, 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 bun. Excelent. Asta, cu asta trebuie să ne adunăm. Și până la noi am făcut operațiile și am zis că suta rămâne și rămâne și rămâne. Și când, când ne-am dat seama că putem încadra într-o căsuță mai mare și ne-am dus la o operație foarte simplă, o scădere, și noi știm să facem căsuța mare cu 500 de grade, a fost extraordinar, foarte spectaculos a fost aici. Acum o să facem încă unul. Și pornim la treabă și vreau neapărat să-l vedem și pe acesta. Deci este, într-adevăr, mai este extraordinar. Da, extraordinar. Suntem ca la un spectacol. Noi facem spectacol, noi ne bucurăm. Foarte tare chestia asta, da? Uite, Eliza, acum. Am să propun un alt gheșt. Vedeți că a rămas un pic o celulă acolo. Așa. Și bucata aia acolo. Da. Nu, asta o lăsăm, că ne place să ne mai uităm din când în când la ea. Poate mai ne inspirăm. Da. Poate ne inspirăm așa în anumite momente. Și acum vă spun eu deja? Tu mă dictezi, da? Îmi dictezi și scrii și pe căițelul tău. De fapt, facem o treabă deșteaptă. Că tot tu, parcă ai fi tu la tablă. Numai dacă mă împotmolesc ceva și nu-mi este așa, tu imediat ești la tablă, da? Atunci când mă vezi pe mine că mă vârbui și nu sigur, insiști și mă arăți. Uite-te. Să zicem așa. 73 minus 73 plus 49 minus 25 plus 98 minus 98 sau 98? Minus, 98. Plus 98 am zis. Minus plus încă 325 minus căsuță minus 13 minus 27 și minus nu, plus 59 minus 10 este egal cu, hai să zicem, egal cu 113. Egal cu 113. A spus minus acolo, la... Da, ăsta e rău. Dacă e minus 73, e rău. Trebuie să ajung, îl ducem doar la sfârșit. Noi ce am spus? Numai cei care sunt buni în prim plan. Adică toți cei care au cu plus, iată ce. Dar nu, ăsta a spus 73 minus 73? Păi da. Așa, ăsta e rău. Numai rău. El trebuie să ducă la sfârșit. Este pentru prima dată când am pus cu începutul cu un număr rău. Dacă noi avem plus acolo la 49... Asta l-o ducem repede. Plus la 98, plus la 325, plus la 59, le punem la început. Corect, corect. Asta facem. La început e plus. Deci 49, nu mai punem plusul, când se subînțelege. Că e bun dacă nu mai pun. Ăsta care a fost rău, i-am pus.